Melodiile anterior interpretate nu sunt din Germania, însă fac parte din cultura popoarelor vorbitoare de limbă germană, mai ales din zonele Bavaria și Tirol, care nu au în mod special legătură cu această mașină, dar există oarece conexiune, pentru că anumite variante ale acestui model au fost fabricate în Austria. Și o să detaliez chestia asta pe parcurs. Prima melodie este un vals tirolesc clasic, iar a doua este coloana sonoră a filmului The Sound of Music, numită Edelweiss. Și zic eu că au legătură cu mașina prin faptul că ea reprezintă unul din cele mai de seamă produse ale popoarelor german și austriac, care au colaborat la crearea acestei mașini. Pentru că ea s-a produs în mai multe locuri din lume, în funcție de variantele de motorizare și mai ales de tracțiune integrală, și din punctul meu de vedere reprezintă ultimul Mercedes adevărat. Așa că, dragilor, bine v-am regăsit la o nouă poveste marca Atelierul de Detailing, cea în care o să încerc să expun în stilul meu caracteristic povestea lui W211. Cel mai adevărat E-Class și poate cel mai adevărat Mercedes. Și spun chestia asta pentru că este o mașină care îmbină multe aspecte care o fac să fie de zi cu zi. Mulți ar putea spune că o marcă face niște modele care rămân în mentalul colectiv printr-o singură chestie. Poate puterea motorului, designul, chestii exotice, dar în mod special mașinile alea nu sunt ceva de zi cu zi. Cum ar fi, de exemplu, un SL sau un S-Class. Sunt niște mașini mai speciale care nu pot fi conduse de zi cu zi. Nu e vorba că nu poți să faci chestia asta fizic, dar nu sunt gândite pentru asta. Pe când E-Class-ul este o medie. Nu e nicio mașină mică, nici o mașină foarte mare. Nu e nici cea mai ieftină, dar nici cea mai scumpă. Și are o gamă completă de motorizări, de opționale, și asta cred că a făcut-o să fie o mașină care în continuare reprezintă un best buy la categoria mașinilor la mâna a doua, a treia, a patra, a cincea și așa mai departe. Pentru că, fără niciun fel de exagerare, această generație de Mercedes-uri este una milionară, care poate să facă milionul de kilometri fără mari probleme. Asta doar dacă primești o mentenanță pe măsură, pentru că sunt niște mașini premium, au componente sofisticate, necesită o atenție deosebită, nu sunt niște mașini care să se întrețină cu un buget modest, nici măcar astăzi. De multe ori, mentenanța per an, corectă pentru o asemenea mașină, s-ar putea să depășească destul de lejer prețul de achiziție. Ce avem noi aici în dreapta este un E280 CDI facelift, pentru că este o mașină fabricată în 2007. Asta înseamnă că vine cu V6-le diesel de 3 litri, faimosul OM642, într-o setare de 190 de cai și vreo 440 de Nm. Au existat însă și variante cu alt tip de motor, care foloseau un OM648, un 6 în linie de 3222 de centimetri cubi, care avea o putere setată pe la 177 de cai pentru modelul 280 și 204 cai pentru modelul 320 CDI. Mașina asta a fost fabricată între 2002 și 2009, a reprezentat practic o continuare a trecutului, pentru că în continuare este un Mercedes tradiționalist, are același design al farurilor precum vechile generații de E-Class, însă nu a venit cu o pleiadă de sisteme tehnologice moderne, așa cum s-a întâmplat în cazul W212, mai ales pe partea de facelift. Dar
era făcut exact în stilul tradițional, adică niște materiale foarte bine făcute, motoare 4 în linie, 5 în linie, 6 în linie, V6 și V8, aspirate natural sau supraalimentate, atât motorină cât și benzină, tracțiuni spate sau integrale, cutii de viteze automate cu 5 sau 7 trepte sau cutii manuale în 6 trepte, exact cum are și această mașină. Au avut și variante sportive AMG pe două tipuri de motorizări. A fost varianta cu 5.4 compresor sau varianta cu 6.2 natural aspirat, ambele V8, motorul M156 pe care am apucat și eu să-l prezint pe următoarea generație, W212 facelift E63 AMG. Este o mașină care zic eu că face legătura dintre trecut și prezent, pentru că vine cu acest design clasic, cele patru faruri ochioase, cum erau numite, la fel ca W210-le anterior. Vine însă cu niște chestiuni noi, cum ar fi suspensia dublu braț pe față, adăugarea tracțiunii integrale pe o gamă mai largă a modelelor și totodată este primul E-Class după foarte mult timp care are două ștergătoare de parbriz și nu unul singur. S-a renunțat la acel ștergător central cu excentric, care putea să șteargă de sine stătător 86% din suprafața parbrizului, și au revenit la sistemul de un ștergător convențional pentru șofer și un ștergător cu mișcare excentrică pentru partea de pasager, care zic eu că face treabă bună. Astea sunt niște nuanțe de cunoscător de model. Mașina în sine are un aspect teuton. Te simți în siguranță chiar și când nu ești în ea, în momentul când trântești ușile, vorba vine, le închizi mai hotărât, auzi un sunet de mașină calitativă, de materiale bune, și chiar dacă vezi pe ea totuși niște materiale calitative, am observat că cei care au deținut atât varianta pre-facelift cât și cea facelift constată o diminuare a calității materialelor și a rafinamentului funcționării motorizărilor între pre-facelift și facelift. Știu două cazuri concrete care mi-au confirmat chestia asta. Ambele mașini sunt prezentate pe canal. De fapt, ambii proprietari și-au pus la dispoziție mașinile pentru a fi prezentate pe canal. Dar chiar și așa, diferența asta de nuanțe e foarte mică între ele și dacă e să le compar cu un E-Class modern, acesta clar este mai bine asamblat. Plasticul nu prea și are loc în mașina asta, încă materialele moi sunt foarte moi. Mașina asta, în mod special, este o raritate pentru că are undeva sub 30.000 de kilometri, dacă mi-aduc bine aminte, și primul proprietar, un medic, a rulat foarte puțin cu ea. În primii ani a făcut câteva sute de kilometri pe an. Mașina a fost servisată doar la reprezentanțe Mercedes, am văzut personal caietul cu istoricul de service și pur și simplu a fost o mașină care a fost ținută probabil de plăcere, încă are foliile originale din fabrică pe 3 din 4 uși în zona pragurilor și dacă oarecare din voi ar vedea-o pe stradă și ar vedea acest kilometraj, probabil nu ar crede, ar spune că îi lipsește un 0 din coadă sau un 3 din față. Conform istoricului service este cât se poate de veritabil acest kilometraj. Proprietarul mai are o mașină format identic, însă cu motor mai mic, dar cutie automată, pre-facelift, și probabil a luat această mașină pentru că a fost o ocazie de nerefuzat. Nici mai contează prețul de achiziție, însă când iei așa ceva trebuie să-ți asumi costurile de mentenanță. Totuși este un motor V6 de 3 litri care are niște doleanțe. Are un sistem de injecție care trebuie îngrijit, ai termoflotul și acele ghiere care trebuie curățate periodic, clapete de swirl în galeria de admisie, ai un diferențial în spate care are și el un ulei ce trebuie schimbat, sunt niște chestiuni care necesită atenție. Multe bucșe, brațe nu sunt ieftine, dar dacă ți asumi chestiile astea și costul de impozit și asigurările aferente care tocmai au crescut având în vedere recentul faliment al companiei de asigurări cu nume pe care l-am uitat în prezent. Ideea este că toate aceste evenimente o să producă niște creșteri pe partea de asigurări pentru toate tipurile de mașini, cel puțin pe termen scurt sau mediu. Așa că trebuie să ne asumăm aceste costuri pentru a avea o asemenea mașină. Dar îmi place să cred că cine are o mașină din asta, o are mai mult pentru partea de pasiune decât pentru un daily driver de la A la B. Pentru că e o mașină care totuși nu-și are rost într-un oraș. Este mare, e mai greu de parcat, motorul ăsta diesel nu are ce să caute în oraș, este făcut pentru drumuri lungi. E o mașină grea, adică ar avea de suferit la un mers urban. Nu că n-ar putea să facă chestia asta, dar pur și simplu nu este făcută pentru acest lucru. Și felul cum sunt scaunele făcute, e clar că e gândită pentru drum lung și confort. Mașinile astea niciodată n-au fost despre dinamică.
Este irelevant să măsori la ele reprize din astea 0, 100, 80, 120, 100, 200 și așa mai departe, pentru că ele pur și simplu sunt făcute să devoreze kilometri pe autostradă în deplin confort și liniște. Nu sunt niște mașini făcute pentru a fi conduse cu adevărat dinamic pe un circuit sau să-ți dea senzațiile alea pe care, de exemplu, te-ai aștepta să le vezi de la un Alfa Romeo și pe care le și primești. Alfa Romeo sunt niște mașini dinamice, tot timpul au fost și tot timpul la ele s-a pus accent pe plăcerea condusului din punct de vedere dinamic. Însă Mercedes-ul este cel care, atât prin reclame cât și prin produsul finit, a poziționat mașinile astea ca niște fotolii ambulante. Totul era despre confort, nu despre dinamică și chiar felul în care descriu dinamica în prospectele tehnice te duce spre latura de confort. Spune că acest motor are o rezervă consistentă de putere și livrează puterea și cuplu într-un fel care fac condusul să fie o plăcere fără întreruperi. Adică exact ca și cum ai sta să te relaxezi undeva, nu ca să faci performanță, că până la urmă dacă stai să te gândești performanța și ce înseamnă condusul agresiv, presupune o oboseală. Tu ești obosit din mașină pentru că trebuie să fii foarte atent, să ataci curbele alea când trebuie. Să știi să schimbi vitezele, să știi să poziționezi direcția, nu. Mașina asta pur și simplu te lasă purtat într-o călătorie confortabilă. Despre asta este vorba. Și chiar dacă nu e un S-Class, chiar dacă nu are suspensie Airmatic sau ABC sau MBC, cum erau ele numite în ultima iterație, nu înseamnă că nu este confortabilă, pentru că este media lucrurilor. Nu trebuie neapărat să ai 10 pe linie ca să faci un lucru bun, poți să ai un 8 pe linie, o medie bună și astfel adaugi în ecuația asta și partea de eficiență economică, dar și partea de lux-confort. Cred că mașina asta are un fanbase foarte mare și dacă ar fi să se producă nouă în continuare, ar fi cumpărată fără ezitare de foarte multă lume. Și oricum, pe vremea anilor ei, a fost o mașină foarte bine vândută și de asta s-a produs în mai multe fabrici. Interesant e că în funcție de sistemul de tracțiune pe care îl alegeai, mașina era fabricată în țări diferite. De exemplu, pentru tracțiune spate standard venea fabricată la Sindelfingen în Germania, iar dacă alegeai versiunea 4MATIC, primeai o mașină fabricată la Steyr, în Austria, la Magna Steyr, care este un producător de subansamble în general, care se ocupă de tracțiuni integrale, face chestia asta pentru nenumărate mărci și mai ales produce și proiectează modele pentru diverse mărci. Ei sunt cei care au primit proiectul pentru una din generațiile de BMW X3. Și asta înseamnă că vorbim despre o mașină versatilă pe parte de motorizări. Interesant este că am avut multicilindri atât pe diesel cât și pe benzină. Pe partea de diesel, care sunt în general cel mai bine vândute, mai ales în partea asta a Europei, au fost o M646 de 2,2, 4 cilindri în linie, a fost o M647 de 5 cilindri în linie și o M648, care a fost varianta cu 6 cilindri în linie. Toate aceste motoare erau modulare, de asta au și codurile similare și ele au fost în general fabricate pre-facelift, mai ales variantele 647 și 648, care reprezentau modelele 270 și 280 și 320 CDI. Au avut însă și un motor V8 diesel din seriile OM628 pre-facelift și OM629 facelift, care reprezentau un motor V8 de 4 litri diesel, care avea între 261 și vreo 329 de cai, dacă mi-aduc eu bine aminte. Un motor care s-a montat și pe S-Class-uri și pe ML-urile din perioada respectivă. A fost un motor interesant, însă care ulterior a fost înlocuit de OM642, cel care a apărut pe facelift și pe această mașină și a înlocuit generațiile de 5 și 6 cilindri în linie și a unificat într-un fel gama. Din punctul meu de vedere, este motorul optim pentru această mașină, mai ales în partea asta a Europei. Însă, de luat în calcul, sunt și versiunile pe benzină, care au avut variante atât cu compresor, cu cilindre plecând de la 1.8, au mai fost motoarele V6 de 2.5 și 2.6 litri, versiuni de 3 litri și de 3 litri jumate și, pe urmă, au fost venerabilele V8-uri de 5 litri, 5.4, 5.5 și 6.2 pe modelele AMG. Și așa se face că am avut, de exemplu, M271 varianta cu compresor, am avut M112 sau M272 versiunile V6 în diverse clase de cilindre și am avut de asemenea versiunile V8 M113 care veneau în varianta aceea cu 3 supapi pe cilindru, atât natural aspirat cât și cu compresor și venerabilul motor M156 de pe E63 AMG. Tracțiuni integrale sau spate, suspensii autonivelante standard pe spate pentru modelele Brake, opționale pentru aceste modele, iar în general motoarele V6 primeau un standard și suspensia Airmatic.
care venea cu control independent pentru fiecare roată într-un mod pneumatic. O suspensie care este ok, numai că necesită mentenanță, uneori compresoarele și acele perne mai necesită atenție și înlocuire și nu sunt neapărat accesibile la întreținere. Așa că dacă optați să găsești un model din ăsta mai puternic, s-ar putea să trebuiască să dai atenție și acelor elemente. Tracțiunea integrală este una cu diferențial central, tot timpul 4MATIC a avut chestia asta pentru versiunile montate longitudinal, iar pentru variantele AMG, dacă se opta pentru un pachet de performanță sporit, primeai și diverse sisteme de control electronice care puteau fi deconectate la nevoie și primeai și un diferențial auto cu alunecare limitată pe spate, un LSD. Chestia asta s-a păstrat de-a lungul timpului în gama modelelor AMG. Interesant însă este că dacă le vezi pe stradă și vezi codurile de pe spate, nu-ți dai seama în fugă dacă este pre-facelift sau facelift. Trecerea dintre pre- și post-facelift s-a produs undeva în anul 2006-2007 și a presupus eliminarea acelor motoare de 5 și 6 cilindri în linie diesel, scăderea capacității cilindrice pentru a trece pe acest motor V6, s-au eliminat din motoarele pe benzină și a fost unificată gama asta. Mie personal îmi place foarte mult atât varianta asta diesel de 3 litri, cât și versiunile de cilindree de 3 sau 3,5 litri benzină. Singurul punct sensibil al acelora este lanțul de distribuție care nu a fost optim calculat și care necesită atenție pentru că poate să bată ocazional și evident dacă s-ar rupe ar produce o catastrofă economică. Din fericire, la OM642 lanțul de distribuție nu prea este o problemă, e garantat să țină undeva la 350.000 de kilometri fără mari emoții și atâta timp cât primește uleiul corect și deservisat, chiar nu are ce să se întâmple și o să vedeți sub capotă cam cât de mare este acest lanț în comparație cu unul modern. Așa se făceau lucrurile pe vremuri, probabil nu o să se mai ajungă la piese de această calitate. E o mașină care a primit nenumărate tipuri de tapiserii la interior, diverse tipuri de reglaje de scaune cu comenzile montate atât pe ușă cât și în zona scaunului, cum are această mașină, acele tetiere clasice cu sistem pe vacuum care pot fi deconectate la buton, un spațiu de depozitare sau o magazie de CD-uri care au un mecanism inutil de complicat, dar care face parte din anii respectivi și eu nu, dacă aș avea mașina asta, probabil aș strica acel motoraj pentru că m-aș juca într-una la mecanismul respectiv și, de exemplu, o servodirecție care are mai multe trepte de asistare în funcție de viteza mașinii, practic ea simte când ești pe loc și îți face posibilitatea de a roti volanul mai ușor la parcări. E o mașină care se lasă descoperită cu timpul, are diverse nuanțe și are și o variantă mai exotică, care nu se numește E-Class, ci se numește CLS. Este modelul 219 pe care l-am prezentat deja pe canal, ce are în comun platforma tehnică a acestui model, însă nu a primit toate motoarele, de exemplu nu a primit dieselurile de 5 și 6 cilindri în linie, a primit direct acest V6 pentru că a fost lansat în preajma faceliftului acestui model și culmea este că acela, pentru că e mai greu, are niște consumuri mai mari. Această mașină, în schimb, pentru că are o putere moderată, fiind limitată din soft, diferența dintre 320 și 280 pe parte de motor este exclusiv soft, însă sunt diferențe care țin de dotările de interior și partea de suspensii. Deci, per total, mașinile sunt totuși diferite, numai că pentru că puterea este una modică, consumurile pe care le obții sunt foarte ok. Realmente în București poți să scoți sub 10 cu această mașină, nu prea poți să te duci mai jos de 8,5, iar pe autostradă la un mers constant, fără probleme, vei vedea cifre între 5,7 și 6,5%. W212 prezentat pe canal cu același motor, însă în iterație Euro 5, avea aceste consumuri scoase, am dovada lor, am nenumărate poze primite în discuții pe mesagerie, pe rute externe variate, atât Italia, Spania, Franța și România. Când vezi efectiv media respectivă, e clar că mașina atât scoate. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să te bucuri neapărat de aceste consumuri. Ele sunt niște chestii secundare. Trebuie să te bucuri de mașină, de felul cum se conduce și zic eu că mașina asta merge mulți kilometri dacă este servisată bine, pentru că e Euro 4, n-are AdBlue, n-are 7000 de sisteme de control care sunt prezente pe motoarele moderne și chiar dacă are o bază, adică poate să se strice un eghere, flapsurile de la turbină, clapetele alea de sol din admisie, sunt totuși niște chestii minimaliste care sunt cunoscute de mecanici, pot fi remediate foarte ușor și motorul este suficient de rudimentar încât să poată să ducă milionul de kilometri, dar totuși este și suficient de avansat tehnic cât să mai poată fi condus încă mulți ani de acum încolo,
fără niciun fel de problemă. Hai să vedem ce se află sub capotă, că este o iterație mai veche decât ceea ce am prezentat eu până acum, și să vedem cum arată în interior și cum se conduce. Mă aștept la un calm deosebit la rulajul acestei mașini. Probabil ar fi oportun să pun o piesă de muzică clasică pe fundal, dacă m-ar lăsa YouTube-ul să fac treaba asta. Acesta este unul din cele mai bune motoare făcute pe vreo mașină. Dovadă că a și stat în producție foarte mult timp și îmi place că totuși nu l-au forțat. Adică au ajuns la concluzia că la un moment dat probabil aceste mecanisme de control al emisiilor ar putea să afecteze fiabilitatea lui și au decis înlocuirea lui cu OM656, varianta de 6 cilindri în linie aflată în prezent pe modelele E-Class moderne. Motorul ăsta are 3 litri și asta înseamnă că vine pe format cu 6 cilindri în V, însă la un unghi neobișnuit de 75 de grade între cele două bancuri, nu 60, nu 90, 920 cum se mai întâmplă pe la alți producători, dar nu pe diesel. Și asta înseamnă că necesită un arbore de echilibrare pentru a simula practic un unghi de 60 de grade, pentru ca să elimine acele vibrații de ordin primar. Motorul a dezvoltat oriunde între aproximativ 190 de cai și 265 de cai în funcție de modelele pe care a fost echipat și au fost niște mici diferențe, că de exemplu ele au fost montate și pe Sprinter și acolo motorul nu ar avea loc în această configurație, așa că are un singur set de filtre de aer montat deasupra. În rest, structura motorului este identică. Construcția este din aluminiu, atât bloc cât și chiulasă, însă cămășile sunt de fontă, sunt pe construcție din aceea tradițională. Injecția este una common rail de presiune de lucru undeva în jur de 1600 de bari. Folosește injectoare piezoelectrice, însă cu conductă de retur și asta îl deosebește de exemplu de OM651 pe variantele 250 CDI, care au avut niște injectoare piezoelectrice de vreo 2000 de bari fără conductă de retur, chestie care a afectat puțin fiabilitatea. Se știe că acele aveau niște probleme pe la vreo 50.000 de kilometri, așa că ulterior Mercedes a decis trecerea pe sistem solenoid. OM642 a avut tot timpul injectoare pe piezoelectric. Se poate vedea pompa de înaltă aici, care alimentează cele două rampe în serie, adică această conductă intră pe această mufă și alimentează conducta acestui banc, iar partea asta de aici se duce și leagă către cealaltă conductă. Și practic presiunea este constantă în aceste două rampe, iar injectoarele sunt plasate sub aceste protecții fonice, care sunt dintr-un fel de burete, și turbina este plasată central. Și asta înseamnă că e plasată pe un fel de soclu, tot aici se află și acel termoflot cu garniturile alea care trebuie înlocuite. Iar admisia este una destul de complexă, pentru că este simetrică. Avem două conducte de intrare a aerului, două seturi de filtre de aer și aici trebuie să fac o mențiune. Pe modelele pre-facelift, acele filtre veneau pur și simplu carton, pe cele noi vin cu tot cu prindere. Și asta înseamnă că vor fi mai scumpe. Sunt modele la care doar filtrele de aer costă undeva la 550-600 de lei. Așa că nu e o mentenanță ieftină. O revizie la un asemenea motor trece lejer de 1000 de lei, se apropie chiar de 1300 cu ulei original și cu tot ce trebuie. Și practic după ce aerul trece prin aceste filtre, se duce în acest pescăruș, cum este el numit. Totodată un factor problematic la aceste motoare, pentru că aici putem vedea o garnitură portocalie care este plasată la intrarea în turbo. Turbina comprimă gazele, trimite pe această conductă metalică în intercooler, iar aerul trece, se răcește și intră în partea asta de admisie de aici, unde se întâlnește și cu clapeta EGR, pentru că tot în acest veu avem și răcitorul EGR, care preia gazele din zona carcasei turbo și le duce direct în zona de admisie, unde se poate vedea și acest motoraj pentru acele flapsuri de swirl, acele clapete care turbionează accesul aerului în momentul în care se merge în turații mici. Pe urmă, pe partea asta avem o pompă de vacuum care este folosită pentru frâne. Variantele pre-facelift au avut acel modul SBC care presupunea o frână electrohidraulică. Astea sunt niște frâne vacumatice. Se poate vedea această conductă care este folosită exclusiv pentru controlul frânelor. În rest, turbina, EGR-ul, toate flapsurile din admisie, toate astea au control electric. Nu au nevoie de vacuum pentru treaba asta. Putem vedea aici acel renumit lanț de distribuție care este foarte gros și se poate vedea chestia asta aici. Are peste un centimetru lățime, zale duble și totodată se poate vedea și sistemul de acționare, care este unul destul de neconvențional, aș putea spune, pentru că
Dacă ne uităm la bancul acesta din partea stângă, lanțul vine pe pinionul axului de admisie, care printr-un pinion dă mișcarea către axul de evacuare. Pe partea asta, lanțul vine pe partea de evacuare, iar aici pinionul dă către lanțul de către axul de admisie. Deci are un fel de asimetrie din punctul ăsta de vedere. Lanțul descrie două V-uri. Pe partea superioară se află acel arbore de echilibrare și pe partea inferioară rola de la arborele cotit. Mai există un lanț suplimentar pentru pompa de ulei care se află în baie, iar pe cureaua de accesorii putem vedea compresor de aer condiționat, alternator și pompă de servo hidraulică. Este un motor robust din punctul ăsta de vedere. Punctele lui sensibile țin de această garnitură de aici și multe alte garnituri de pe la Termoflot. Supapa e ghere, flapsurile alea din galeria de admisie care nu pot fi înlocuite. Evident, sunt persoane care pot să facă chestia asta, dar oficialele nu se înlocuiesc. Și mai are un punct sensibil la galeriile de evacuare, care pleacă din exterior și se unesc în partea din spate a turbinei. Fiind din aliaj metalic, e posibil să crape la un moment dat. Și problema este că dacă ele crapă, eliberează niște mici particule care bombardează partea turbinei pe evacuare și astfel degeaba vei schimba turbina dacă nu schimbi și galeria de evacuare, pentru că palele vor fi impactate și turbina se va distruge. Dacă vreodată va fi necesară desfacerea turbinei și recondiționarea ei, trebuie să se lucreze foarte curat, pentru că mașina, practic turbina asta, stă pe un fel de soclu pe unde circulă uleiul sub presiune de la pompă. Dacă pe acele canale intră mizerie, vei compromite fiabilitatea motorului. Un alt punct sensibil este acesta, respectiv valva PCV. Este o membrană care face acel retur de gaze de carter în galeria de admisie și care poate să genereze colmatare, depuneri, probleme de vacuum sau de presiune prea mare și chestii care poate să genereze și consum de ulei și tot așa necesită atenție. Nu este o piesă scumpă de înlocuit și are și un separator acolo care este antrenat de arborii cu came. 24 de valve, câte 4 pe cilindru cu compensare hidraulică, deci nu necesită acel reglaj de tacheți. Și din punctul ăsta de vedere, dacă e să-l vezi, este un motor simplu și robust. Pe partea asta se poate vedea și conducta metalică a accesului gazelor de retur de la EGR, iar aici se poate vedea filtrul de ulei, unde în mod convențional este trecut și cuplu de strângere al acestuia. Din punctul meu de vedere, nu e un motor complicat de servisat, trebuie doar să ai atenție cu el, ca să nu devină costisitoare anumite probleme ulterior. Dacă a fost echipat cu cutie automată, au venit cu 5 jetronic pentru variantele pre-facelift și cele care oricum aveau cuplu foarte mare la motor, cum erau motorizările AMG. Ulterior, pe facelift a primit și 7 jetronic, care însă suportă maxim aproximativ 780 de Nm cuplu, nu 1000, așa că nu a putut fi niciodată montat pe modelele AMG din perioada respectivă. Anumite modele opționale au avut și tracțiune integrală, care din nou presupunea o creștere de cuplu și automat au cam fost asociate cu 5 jetronic, care nu e o cutie rea, doar că având o etajare lungă, nu este cea mai dinamică cutie din punctul ăsta de vedere. Are și acea ciudățenie care are două trepte de marșarier în funcție de modul ales, au și funcția de hill hold și această mașină o are chiar dacă este manuală. Și opțional au avut și sistemul pre-safe, care ulterior pe facelift a devenit standard, acel sistem de siguranță, asistență. Și în funcție de bugetul alocat, evident, mai mult sau mai puțin opționale, care însă nu modificau în vreun fel partea tehnică. În linii mari, cam ăsta este motorul, astea sunt bubele lui. Din punctul meu de vedere, e un motor care s-a comportat foarte bine în anii de după ieșirea din producție și încă merită luat în calcul, mai ales pentru că există servisare pentru el, atât la reprezentanțe cât și la mecanici pricepuți de pe diverse grupuri și forumuri, care știu să facă treabă bună. Adică refuz să cred că e ceva ce să nu poată fi reparat la acest motor și oricum el din fabrică a avut o bază bună, nu a fost un motor stricăcios, precum s-a întâmplat la alte variante de diesel și benzină al acestei mărci. Hai să vedem și cum e mașina înăuntru. Că acolo cred că e adevărata plăcere, nu neapărat partea tehnică. Cam așa arată și cu capacul pus, frumos acest V desenat. Se vede că este Euro 4 prin faptul că nu are acest burduf în partea asta din față. Variantele au ajuns până la Euro 6 cu sistemul acela de AdBlue, care a generat totuși niște probleme. Am uitat să mai menționez partea de răcire. Are un circuit oarecum complex în care răcitorul de ulei primește antigel de la unul din bancurile de cilindri, iar EGR-ul și partea de radiator pentru habitaclu primesc antigel de la celălalt banc de cilindri și în felul ăsta există o inversiune termică. Motorul e întotdeauna în gama potrivită de temperatură, are 3 termofloturi din astea
care schimbă ulei între partea de cutie și partea de motor. Și în felul ăsta motorul nu se încinge prea mult. Este imposibil tehnic să depășească 125-130 de grade uleiul și în mod normal va sta pe la niște temperaturi în jurul a 100 de grade. Deci nu este un motor forțat din punct de vedere termic. Are și capota aceea cu sistem de deschidere peste cap, pentru care trebuie să dai niște cleme la o parte și se va da complet peste cap și se simte că este o capotă masivă la închidere. Ce a mai avut mașina interesant, are rezervor foarte mare, undeva în jur de 80 de litri și are acea opțiune de 10 litri suplimentar, care se activează în momentul în care pistolul de motorină sare, îl scoți, iese excesul de aer, îl bagi încă o dată și se duce în partea suplimentară de 10 litri. Interesant este că poți să vezi autonomii reale de 1600 de km afișate în bord, dar nu sunt niște consumuri atât de mici încât să te bazezi pe genul ăla de autonomie. Părerea mea e că fără probleme poți să scoți 1000 de km extraurban dacă mergi liniștit. O altă chestie este că, dacă țin eu bine minte, pre-facelift, modelele 2.80, cele care aveau 6 în linie de 3.2 litri, aveau o singură evacuare. La facelift au primit aceste două evacuări. Le și vezi. Dacă vezi 2.70, vei ști că e 5 în linie. 2.80 poate să fie atât 6 în linie, cât și V6. Și chestia asta depinde de alte elemente, precum designul stopurilor, designul oglinzilor, zona de grilă față, nuanțe pe care, în general, le vor cunoaște doar posesorii modelului sau fanii acestuia. Un portbagaj, zic eu, foarte mare, se poate vedea cam cum arată niște lucruri în el în raport cu dimensiunea asta, deci fără probleme vei băga ceva aici. Mochetă peste tot, mai puțin în partea asta superioară de aici. Acum, oricum, ea neavând un subwoofer, generația anterioară, de fapt, pre-facelift-ul a avut o boxă subwoofer în partea asta din spate. Și acolo să zic că poate ar fi contat mai mult. Aici partea de bas și de înalte s-a mutat în aceeași zona a boxelor în partea de ușă. Mochetă de bună calitate aici, roată de rezervă suplimentară și putem vedea și niște LED-uri pe partea asta, becuri, mă rog. Iar banchetele astea nu sunt opțional rabatabile pe această mașină, depinde de opțiunea asta. Deci un mic inel de prindere aici. E un portbagaj cu care clar te vei putea descurca fără niciun fel de problemă. Dar adevărata plăcere intră la partea din spate și aici, până să intrăm, putem vedea un detaliu de calitate. În primul rând, cum se aude când trântește acest capac. Are un mic amortizor de cauciuc ca să nu calce practic metalul ăsta metal pe metal. Are scurgere în partea asta și putem vedea și mecanismul ăsta de arc aici. Adică erau niște chestii care pe vremea erau făcute altfel. Pe ușă niște materiale bune. Proprietarii care au avut și generația pre-facelift spun că materialele astea se simt mai bine pe aceea. Aici poți să vezi, de exemplu, anumite bavuri de plastic în zona asta a mânerelor. Se simte plasticul puțin mai tare în partea asta, dar per total e o mașină care are o calitate a materialelor mult peste ceea ce se face astăzi. Adică aici avem o zonă de pâslă. În partea asta este capitonată. Aici avem o piele moale. Aici este o piele foarte mare cu acest sistem cozonat, cum îi spun eu. Și un design care, din punctul meu de vedere, e atemporal, nu e anost. Arată ca o mobilă frumoasă dintr-o casă luxoasă. La fel aici avem o mochetă. La mașinile noi întotdeauna vom găsi plastic în zona asta. Inclusiv cheddarul ăsta este cu o mochetă dublată. Lateralele astea sunt de asemenea din piele și asta este piele adevărată. Au avut și sistemul Ambitex, care era un fel de piele sintetică, și piele perforată, diverse nuanțe, care se pot discerne în funcție de cusăturile astea de aici. Mochetă și pe jos. Și ce mi-a plăcut mie la mașinile astea a fost pur și simplu culoarea interiorului. Este un interior foarte deschis. Astea sunt direct fotolii, canapele, adică se stă foarte confortabil aici. Se poate vedea că au mai multe ape aceste canapele. Partea de sus, de asemenea, are o scobitură suficientă aici, cât să ai un loc la cap fără mari probleme. Locul la genunchi este arhisuficient, se poate vedea scaunul, este cam în linie cu montantul B. Aici, practic, în noți în spate, poți să stai și picior peste picior. Ai scobiturile astea cu spațiu de depozitare aici. O reglare a direcției aerului pentru zona din spate nu este o a treia zonă de climatizare. Aici, de asemenea, o mochetă în partea inferioară a acestui suport, o priză de 12V. Iar pe zona centrală avem această cotieră, care are și un suport de pahare mai rudimentar, dar care își face treaba și suplimentar aici un spațiu de depozitare, care și el este mochetat, unde se poate vedea și manualul de utilizare original al mașinii, cu
cu o mică cărticică, o chestie pe care la mașina din prezent nu prea o vezi să fie făcută la un asemenea detaliu. Locul central nu e unul foarte confortabil de utilizat, pentru că are acest tunel median central pentru cardan. Zona asta este mai tare decât aici, dar chiar și așa se poate observa că picioarele în cap destul de ok în zona asta. Numai că la cap cel puțin cei mai înalți nu vor avea același nivel de confort, dar până la urmă nicio mașină nu cred că e gândită să transporte 3 persoane, niciun sedan de fapt nu va fi făcut să transporte 3 persoane confortabil. Asta se va întâmpla doar dacă alegi un monovolum cu 3 scaune individuale. Inclusiv mochet avem în spatele acestor tetire, unde clar dacă ar fi fost o mașină modernă am fi avut plastic. Și ceea ce mai îmi place mie la Mercedes foarte mult, martorii senzorilor de parcare spate și cei față, pe care practic îi vezi în mod direct. Dacă te uiți în față, vei vedea cu ochiul liber planșa de acolo, iar dacă te uiți în retrovizoare, o să vezi direct reflexia senzorului ăsta din spate. Mi se pare o metodă foarte practică pentru sistemul ăsta de parcări. Sunetul lui și de asemenea e unul cât se poate de plăcut. Are un sunet de plin, antifonare ca lumea, ușile groase. Și altă chestie, zic eu, practică, chiederele astea se suprapun, adică în momentul în care plouă, apa este scursă în exterior, se poate vedea acest colț de aici, adică niște nuanțe care acum nu prea mai sunt prezente pe mașini. În partea din față avem aici și reglajul acesta pentru geamuri, aici avem capitonaj de piele pe acest mâner, material moale în partea asta de jos, la fel aici, și opțional această dungă cromată care este pusă deasupra lemnului. Așa au venit în funcție de echipare. Au fost 3 niveluri de echipare, clasic, eleganți și avantgard, care s-au aplicat pe la toate Mercedes-urile din perioada respectivă. Iar aici avem niște scaune opționale din piele, care au o cusătură diferită de cele standard și niște comenzi foarte interesant plasate. Ele au 6 direcții electrice, adică șezutul poate fi ridicat atât de față cât și de spate. Spătarul de asemenea pe 2 direcții, iar reglaj mecanic se face pentru partea de față spate, nu sunt niște scaune complet electrice. Iar aici este un spațiu de depozitare unde se află trusa medicală sau, mă rog, poți să pui și altceva. Mochetă peste tot, cu o plasă de depozitare în partea asta și tetiere care sunt reglabile și ele pe adâncime, dacă tragi de toată bucata asta. Și acum accesul în față este unul facil. Se poate vedea că ai un spațiu generos la picioare, mai ales dacă dai scaunul o idee mai în spate cât ar fi pentru mine. Pulpele se susțin foarte bine, adică totuși ai reglajul ăsta în 4 direcții de șezut, care face foarte comodă șederea. Picioarele poate să stea distanțat aici, colțul ăsta este rotunjit, deci nu te va deranja în momentul în care stai cu picioarele evazate. Torpedoul are o deschidere de fapt din această zonă de aici, asta este un mic spațiu de depozitare pentru monede sau poți să pui și un mic telefon acolo. Ușa aproape că nici nu o simți, are un amortizor mochetat frumos pe toate părțile, chiar se simte plăcut, inclusiv în partea asta de aici are un fel de capac ca un burduf. Și un design cu care eu rezonez. Mulți ar spune că genul ăsta de mașini sunt făcute de bătrân. Înțeleg de ce spun chestia asta, dar nu poți să-i negi calitatea. Și se vede la orice detaliu că nu prea s-a făcut rabat de la anumite chestii așa cum se face în prezent. Aici avem etajul de climatizare care este foarte la îndemână plasat. Climatizare pe 2 zone cu un mic ecran. În partea asta este un mic sistem de navi care are un CD aferent. Iar accesul pentru o opțională magazie de CD-uri sau un spațiu de depozitare devine disponibil în momentul în care pui contactul și apeși acest buton. Din partea asta toată grila asta răsare. Aici este un spațiu de depozitare cu o priză de 12V. Uitați că s-a și deschis după o perioadă mai lungă. Și aici nu are acea magazie de CD-uri opțională. Este un spațiu de depozitare, dar e destul de interesant. Adică până să filmez mașina asta, habar n-aveam de acest aspect, nici nu-ți dai seama. Poate fi un mic secret stash. Iar în partea asta de aici avem senzorii de parcare. Opțional aici erau și reglajele de suspensie hermetic și modurile de la cutia de viteze, în cazul în care ar fi fost automată. Cutie de 6 trepte manuală, un mic spațiu de depozitare și aici și o zonă de depozitare și în partea asta mochetată, unde ai și un modul suplimentar de Bluetooth care se poate conecta. Totul la îndemână.
Evident, cotiera este mai înaltă pentru că e o mașină cu tracțiune spate și are cardan în partea respectivă. Aici avem parasolarele, modulul ăsta pentru lumini, aici opțional se afla și comanda pentru cele care aveau trapă. Îmi place cum se simt aceste butoane la apăsare. Mașina are și alarmă din fabrică și oglindă cu închidere heliomată. Interesant, la oglinzile electrice doar aceea se pliază, nu și cea din dreapta de aici, chestie care nu se întâmpla pe facelift. Cheia clasică de Mercedes cu acel sistem cu infraroșu. În partea asta avem butoanele pentru geamuri, aici reglajul pentru oglinzi, similar cu ce era la CLS-ul pe care l-am prezentat pe canal, și deschiderea portbagajului pentru partea din spate și același tip de reglaje scaun. Opțional au fost și acele scaune cu perne de aer, care puteau fi controlate din niște taste care erau puse pe interior, acolo le-am arătat la CLS-ul pe care l-am filmat pe canal. Și mai sunt aici niște detalii interesante, de exemplu reglajul volanului. În momentul în care vrei să reglezi volanul și ridici această clapetă, se poate observa ce mișto lucrează burduful ăsta de aici. Este ca o jaluzea. Adică n-au pus un rest de plastic, ceva de genul care să mascheze. Este un material moale, fix ca o jaluzea, pentru că el intră undeva în spatele bordului. Și mi se pare că asta este o atenție la detalii care nu mai e prezentă pe mașinile moderne. Are o cursă foarte amplă a reglajului pentru volan și o clapetă foarte mică pentru reglaj în partea de jos. Ștergătoarele și luminile pe o singură manetă. Aici avem suplimentar controlul de lumini și pozițiile acelea de parcare și frâna de mână clasică la picior, așa cum ne-a obișnuit Mercedes, și volanul acesta de model cu 4 spițe, unde sunt comenzile pentru meniuri și pentru partea de sistem multimedia. Aici este sistemul de pilot automat. Nu are acel distronic care să păstreze distanța automată, dar este funcție de limitator și parte de pilot automat. Așa. Că tot e radio puțin pornit, o să închid ușa să facem și o probă de sunet. E suficient de ok sunetul cât să consider că este calitativ. Nu aș prefera neapărat ceva suplimentar și aici putem vedea kilometrajul care are un număr ireal de mic, respectiv 32.854 de kilometri. Nu 328.000, nu 332. Chiar ăsta este kilometrajul real. Am văzut personal caietul de service al mașinii. Dacă punem un pic contactul, motorul a pornit și aici putem vedea o diagramă drăguță a bordului. Sunt foarte odihnitoare aceste culori. În partea asta se poate vedea nivelul de motorină, iar în partea dreaptă este nivelul de temperatură. La fel, ceasurile astea erau și pe CLS-ul clasic. Iar în partea centrală avem acest mic ecran care conține câteva informații, reglaje și așa mai departe. De aici se pot vedea cifre care țin de pilotul automat și consum. De exemplu, pe 8000 de kilometri are un consum de 8,9%. Îți arată și litrajul din rezervor și autonomia rămasă. Astea sunt mai multe tipuri aici de afișaj. Ai diverse setări. Partea de radio, un vitezometru digital, conexiune cu telefonul și cam atât. Adică, practic, nu ai cine știe ce chestiuni, la fel ca pe mașinile moderne, dar îmi place că are un pilot automat detaliat și chestia asta ajută, pentru că îți arată foarte multe informații și ai mai multe tipuri de pilot automat, practic. Pilot automat în loc de computer de bord, scuzați-mă. Aici poți să faci diverse setări care țin de vitezometru, de bordul ăsta, limba. Practic, te pui pe una din paginile astea de aici și cu butoanele astea ai opțiuni individuale pentru fiecare. Temperatură, service. Și îmi place că s-a păstrat prezența acestui ceas mai departe. Cam ăsta ar fi felul cum arată interiorul mașinii. Ce mai observasem la ea? Ecranul acesta nu e foarte lizibil în soare și se poate vedea că e destul de chior.
dar el își face treaba oricum având comenzi manuale, tu vezi poziția temperaturii și dacă dai clima pe auto, nu vei avea probleme din astea de reglaj, pentru că ai dat-o pe auto și tu vezi direct temperatura. Din punctul meu de vedere este totul ok pe partea asta. Iar grafica acestui sistem de Navi e ceva care nu trebuie luat în calcul, pentru că oricum e un sistem foarte vechi pe care nu l-ai folosit, dar îmi place la nebunie partea asta. Am și zis că m-a jucat tot timpul la ea. Iar aici avem scaune încălzite, nu sunt și ventilate și putem vedea acest reglaj al tetierelor care la o simplă apăsare basculează toate dintr-o bucată. Pe modelele vechi erau pe rând. Cam asta ar fi interiorul mașinii. Hai să dăm și o tură să vedem cum se simte. Într-adevăr, volanul acesta este ca și cum ar fi rupt. Este extrem de ușor la atingere. Poți să faci cu un deget toată mișcarea și aproape că are și un fel de inerție. Se mai duce singur din mișcare, așa ca să ne dăm seama cât de ușor e de condus cu această servodirecție. Și pot să înregistrez un pic și sunetul motor la exterior. Aproape că nu-l auzi. Are un tremurat specific. Simți vibrația în momentul în care pui mâna pe mașină, dar nu vezi nicio mișcare a motorului, pentru că e o mașină în stare bună tehnic, nu are sunet de lanț de distribuție și chestia asta trebuie menționată, pentru că dacă auzi ronțăitul ăla la pornire și un ronțăit specific de distribuție uzată, mai ales că ea se află în partea din față, e ușor de identificat, e o mașină de care trebuie să fugi sau trebuie să-ți asumi acele costuri. Farurile sunt big xenon cu opțional luminile astea de fază lungă pe halogen, cu spălătoarele aferente și proiectoare clasice. Nuanțe. Până la urmă contează felul cum se simte mașina asta, așa că hai să îi dăm o tură. Mergem cu caleașca la plimbare. Îmi place foarte mult cheia la mașinile astea cum e, că s-a păstrat până în prezent sistemul ăsta. Practic e suficient cât să îți ia contactul doar din poziția în care apeși cheia. Și fiind un 6 cilindri în linie, este cât se poate de plăcut la... Are o vibrație specifică, care mie îmi place, nu știu să o descriu exact, dar o simți, are o cadență mai deasă acestor impulsuri. Poate pe varianta asta manuală timoneria e un pic mai lungă și se simte cablajul că e... are un anumit joc, așa au fost făcute de noi. Dar ce îmi place, uite, poți pleca de pe loc exclusiv din ambreiaj. Deci nu trebuie să-l tureze absolut deloc, pentru că oricum injecția compensează partea asta. Și e foarte ușor de modulat accelerația. Adică la cea mai mică apăsare crește progresiv turația, dar nu brusc. Și mașina nu are acele hâțâneli sincope din astea. Adică aici, de exemplu, am ridicat și ea revine la mersul de relanti aproape imediat, dar cursiv, așa, progresiv. Și de asta zic că felul cum ea e setată este exclusiv pentru confort. O altă chestie interesantă e că motorizarea asta pe varianta de cutie manuală, conform specificațiilor, are doar 400 de Nm cuplu, în timp ce varianta cu cutie automată are 440 și în treapta 1 și 2 cuplul este limitat, adică se simte că dacă apeși accelerația la podea, motorul nu dă tot ce poate. Clar, asta este pentru a proteja volantă, cum asta, dublă ambreiaj, pinioane, cutie. Sunt atâtea cutii de viteze de la mulți producători care au avut probleme de livrare a puterii, dar chiar și așa, mașina e o plăcere. Adică e totul... Zici că e o mașină electrică și o zic asta în sensul bun, adică felul cum îți livrează puterea este foarte constant. Și faptul că au avut acest logo pe steaua pusă pe capotă îți aduce aminte tot timpul în ce mașină te afli. Evident că nu trebuie să te uiți la siglă ca să-ți dai seama că ești într-un Mercedes, pentru că îl recunoști din alte aspecte și mai ales din partea de calitate a rulajului. Măi, totuși este o suspensie pe arcuri, este suspensia de bază, care în esență nu e cea mai cea, dar totuși se simte foarte confortabil, adică spre deosebire de mașini ale vremii respective, e foarte ușor de modulat și filtrează bine gropile. Și motorul
pur și simplu e fără reproș. Adică nu trebuie să o gândești din punct de vedere dinamic, sunt multe alte mașini mai dinamice. Mercedesul nu e cea mai dinamică mașină posibilă, deși pe variantele AMG la data lansării mașina asta întrecea cam toată competiția. Spre exemplu 0-160 avea 9,6 secunde. O chestie ca timp mult mai bună decât un 11,5 cât avea un Audi RS6 Avant. Dar nu despre asta e vorba, este vorba pur și simplu de felul cum mașina asta rulează. Adică, de exemplu, dacă îi dai treapta 6 și ai 1400 de turații pe minut, urcă dealul fără niciun fel de problemă, pentru că sunt 6 cilindri care au impulsul mai des decât un 4, motorul de capacitate mare și merge relaxat. Este exact abordarea pe care a folosit-o și Volkswagen cu toaregurile de pe a doua generație, care au primit un 3.0 TDI de 204 cai și nu au folosit un 2.0 TDI de 200 de cai, ci au preferat să forțeze, să folosească un motor mai relaxat, care să nu fie forțat. Exact asta este și logica acestui 2.80 CDI. Pur și simplu el s-a vândut pentru țările probabil unde taxarea a fost mai agresivă și pentru cine căuta un consum, o idee mai mic decât un 3.2.0, deși îmi place să cred că diferențele sunt insesizabile. A mai fost și modelul 300 CDI BlueTech, care în ciuda numelui nu a folosit AdBlue, pur și simplu avea o putere între, undeva la 211 cai. Ori pe care din ele le alege, părerea mea că sunt același lucru tehnic, dovadă că din soft se poate crește puterea fără probleme la un 240 de cai de la 190, 211 și 224 cât au avut modelele astea, 280, 300 și 320. Cred că la fel de interesant este și 320 CDI-ul pre-facelift, care e o mașină însă costisitor de ținut acum prin prisma impozitului. Având peste 3 litri, te duce spre 6.000 de lei cu costul de impozit și practic în câțiva ani ajungi să dai pe impozit cât ai dat pe mașină. Dar pentru cine are așa ceva și își permite, cred că sunt niște mașini interesante, au fost poate cele mai dinamice și fiabile dintre dieseluri. Și în principiu, cei cu care am vorbit și care au deținut această mașină regretă că au vândut-o. Dar au fost forțați de împrejurări, fie de natură financiară, fie că pur și simplu au vrut să găsească altceva. Dacă vrei și un pic de dinamică, motorul livrează. Nu vă gândiți însă că e setat atât de energic, adică de exemplu un CLS 320 CDI cu 265 de cai sau varianta de 224 de cai Euro 5 de pe 212 pe care l-am filmat, erau notabil mai dinamice în accelerație, dar se simte clar că este un motor limitat intenționat și tot un mod electronic. Și e interesantă chestia asta pentru că limitarea îl face să livreze constant, adică pur și simplu are un capac acolo care zice stop. Dar dă drumul exact atât cât trebuie, adică practic în orice treaptă ai fi, tu simți cuplul cum se dezvoltă de la turații mici și motorul livrează. Dar per total pe foaie nu este un motor dinamic, adică sunt multe alte motorizări care se mișcă infinit mai bine, dar contează felul cum e percepută senzația asta. Adică e un cruiser excelent, este foarte confortabil, e bine antifonat, are plastic de antifonare inclusiv pe partea mobilă a ușilor. Balamalele toate au cât un căpăcel, ialele au acel plastic suplimentar care să nu se audă ușa când o trântești, adică e vorba despre confort. Parcă, știu eu, dacă vrei să ajungi la Budapesta, să spunem, prefer genul ăsta de mașină uneia care are 400 de cai, suspensii sport și cine știe ce alte gadgeturi din astea, pentru că o să ajungi mai obosit în genul ăla de mașină decât în asta. Și motorul nu se aude, doar îl simți așa în călcâi ca o vibrație. Și chestia asta cu ceasul ăsta din bord, care face timpul să curgă altfel atunci când o conduci, reprezintă o experiență interesantă. E ca și cum ai pleca în concediu cu casa ta, citind un ziar în halat la șemineu. Doar că în mișcare, nu pe loc. Cam asta este rezumatul mașinii din punctul meu de vedere. Nici nu mai contează cifrele de consum, ele însă trebuie menționate. Realmente, dacă mergi cu el liniștit, poți să scoți și sub 6 la drum lung. La nivel de autostradă susținut, o să vezi cifre apropiate de 7, iar în oraș undeva în jur de 10%. E o mașină însă care nu e foarte grea în iterația asta și de-aia poate să scoată genul ăsta de consumuri. Dar nu despre asta e vorba, putea să consume și 15. Am văzut pe forumuri persoane care au 3.26 în linie, care consumă 18 în oraș și spuneau că își asumă consumul ăsta pentru că pur și simplu iubesc mașina aia. Și asta înseamnă să alegi asumat. Nu e vorba despre chitroșeală, cifre de genul ăsta. Dacă vrei o mașină de genul ăsta, trebuie să înțelegi că
trebuie să ai un anume comportament financiar pentru ea. Ăsta este adevărul. Chiar și în prezent. Nu înseamnă că dacă e o mașină veche pe care dai câteva mii de euro la second hand și întreținerea este proporțional legată de acest preț. Întreținerea este conform prețului de achiziție de probabil 50-60 de mii de euro. Exact cum se întâmplă și la o mașină modernă. Dar nu mi se pare că este atât de scump de întreținut, din punctul meu de vedere. Adică atâta timp când nu te duci în teritoriul ăla de suspensii, Magic Body Control și tot felul de V8-uri cu distribuții complicate, da, acolo chiar poate să fie pagubă financiară. O mașină din asta, în schimb, cu, nu știu, 3.000 de lei pe an, mă gândesc că o servisez fără niciun fel de problemă. Cert e că, da, i s-ar potrivi mai bine o cutie automată acestui motor, dar chiar și așa, dacă o țin treapta potrivită, capătă niște sunete foarte plăcute. În mod special, varianta asta are un plus pe calitate tehnică, pentru că nu are acel SBC, care se știe că a cauzat ceva probleme în rândul posesorilor, pentru că a fost o idee bună să implementeze așa ceva, dar cred că era prea devreme cu tehnologia în anii respectiv și se strica, genera destul de multe probleme nedorite, așa că de-aia pe facelift au ales să folosească o frână convențională. Chiar sunt curios, teoretic motoarele anterioare, dacă ar fi pus pe pre-facelift o M642, nu cred că ar fi avut nevoie de pompă de vacuum. Pentru că doar frâna ar fi fost cea care necesita vacuum, cum este și în cazul acestei mașini. În rest, totul era cu control electronic. Dar îmi place, clar aș alege un 6 cilindri detrimentul a 4 cilindri în linie, deși clar cu un OM648 o să scoți consumuri mai bune, adică la ăla chiar poți să vezi un 4% extraurban, pentru că alea au avut setări care aveau și 122 de cai. Cam uitat să spun, pe parte de diesel, mașina asta a avut puteri între 122 și aproximativ 314 cai, dacă mi-aduc bine aminte, între 4 în linie și V8 diesel. Iar pe benzină a avut între 158 și 517, cam așa, pe partea de AMG-uri. Da, e serendipity. Cred că timpul curge diferit în funcție de mașina pe care o conduci. Într-o mașină de serviciu, o mașină de curier, totul e pe repede înainte. Într-o mașină sport, de asemenea, te bucuri de virajele alea și totul e accelerat. La mașina asta, în schimb, totul e lent. Adică pur și simplu îți vine să schimbi vitezele așa lent. Știi că să trebuie să zic din a 5-a în a 6-a mângâind așa schimbătorul și nu printr-o mișcare de asta bărbătească bruscă. De asta probabil și timoneria este setată de așa natură încât să facă trecerea cursiv. Mă uit la 100 de km pe oră, are undeva la 1600 de turații, 1700 de turații. Adică asta înseamnă un consum minimal. Și nu ai zgomot de fond, asta este mișto. Probabil variantele cu 7 G-tronic stau turate mai puțin. Adică știu sigur că le-am condus și se potrivește mai bine pentru că e o limuzină și în general, na, cutia manuală nu prea are rostul pe genul ăsta de mașini. Dar categoric asta e o cutie care e fiabilă și nu te poate duce la niște costuri neplăcute. Pentru că dacă prinzi un 7 G-tronic cu uzură prin rulmenți, cu convertizor, cu probleme, au avut probleme și la al treilea rând de pinioane planetare care căpătau joc, chestii de genul ăsta care poate să coste chiar și 2-3 mii de euro pentru o restaurare completă. Dar, repet, e o chestie de mentenanță. De foarte multe ori mașinile astea ajung în folclorul popular al mecanicilor ca fiind nefiabile, strict pentru că cine le-a avut nu le-a întreținut. Dacă o mașină este întreținută, ai șanse mult mai mici să dai de ceva neplăcut, din punctul meu de vedere. Nu înseamnă că nu trebuie să îți pui problema unor chestii care nu sunt fiabile. Adică e clar, când ai o culea de distribuție în ulei, când ai aluminiu cu oțel folosit în niște combinații nefericite, cauzează clar niște probleme, cum ar fi motoarele EP6 de la Peugeot, termostate făcute prost, pompe de apă proaste. De exemplu, mașina asta are impellerul de la pompa de apă din aluminiu, nu de plastic. E o diferență foarte mare de calitate, adică niciodată pompa aia de aluminiu nu se va dezintegra. Pe când un rotor de plastic, ai toate șansele să se desprindă bucăți din el și să ți se supraîncingă motorul sau, mă rog, mai rău. Deci încă mașinile astea au plasticul ca element estetic și foarte puține chestii structurale sunt din plastic. Și pe la motor vor fi întotdeauna, oricând în anii de după 2000,
vei găsi tubulaturi de plastic cu furtunuri, burdufuri, dar la un mod minimalist. Pe când în prezent, aproape jumătate de motor e din plastic, adică s-a ajuns ca o carcasă de termostat sau de pompă de apă unde sunt 4 bar presiune să fie din plastic. Aia va ceda. Capace de plastic care se deformează de la temperatură, în loc de capace de aluminiu la zona de culbutori. Alea, că vrei, că nu vrei, necesită schimb de garnitură, chiar dacă uleiul nu curge. Pentru că pur și simplu, nu știu, e ca și cum ai scoate, ai întoarce cărbunii în grătar cu mâna. Evident că cărbunele câștigă și mâna se arde. Dacă în schimb folosești o furculiță de metal, nu te mai frigi. Cam așa e și la motoarele astea. Era imposibil să te frigi cum ar veni, pentru că totul era gândit la... Cred că nici nu-și puneau problema să folosească materiale de reducere a costurilor. Bugetul pentru proiectul 211 a costat 2 miliarde de euro și a fost început în 1997 și a durat până în 2002. Adică aceiași bani sunt și acum în dezvoltare. Problema este că probabil în trecut se foloseau câteva sute de milioane pentru emisii și norme de poluare, iar acum se folosesc peste 1 miliard de euro din acel buget, așa că rămâne mai puțin pentru mașină propriu-zis și chestia asta se vede. Trebuie să facă această economie de materiale ca să poată să-și permită toate AdBlue-urile, catalizatoarele, filtrele. Și mașina asta are DPF, are catalizator, care însă sunt rudimentare, nu sunt genul ăla care să se înfunde iremediabil cu 7000 de dozere și probleme din astea. Cred că tocmai a căzut camera din spate, dar nu-i nimic, sunetul am pe acolo. Și oricum mai e un pic din filmare. Drumurile sunt de vină, nu mașina, că sunt trepidați în zona asta și... Dar este o experiență de încercat. Adică orice motor ar avea genul ăsta de mașină, mie mi se pare că e foarte plăcut de condus. Și vă dați seama dacă asta se simte atât de confortabil. Și eu am o mașină cu suspensii identice, în sensul de dublu braț pe față și multilink pe spate, dar este simțitor mai dură decât asta, pe același drum, adică probate. De exemplu, aici se află niște rizuri la trecerile astea de pietoni, peste care mașina mea boncăne, de exemplu. Aici nu simți nimic, adică e adevărat că vorbim și de o mașină care are balonul mare la anvelope, dar este... de un calm aparte. Și de asta cred că nici inginerii respectivi nu au gândit mașinile astea să fie culmea dinamicii. Nici nu le-au făcut un marketing în acest sens, pentru că nu despre asta era vorba. Lumea căuta pur și simplu confortul acestor mașini. E ca și cum ai amesteca într-o linguriță cu lingurița într-o cafea, adică la modul ăla de ușor se mișcă schimbătorul, volanul. E totul ok din punctul ăsta. Adică eu, după ce am filmat atâtea Mercedes-uri, ajung la concluzia că este brandul care a promovat tot timpul confortul și nu dinamica, dar a făcut și niște mașini rapide și se simțeau, factorul wow la ele era intens, pentru că lumea era obișnuită cu bărci, cu mașini moi, cu mașini confortabile și nu se aștepta să vadă într-un o limuzină care arăta ca asta, dar avea un V8 de 500 de cai, o mașină care rupea orice pe autostradă. Și asta e mișto, când ai lupul în blană de oaie. Cam despre asta este vorba din punctul meu de vedere. Aș mai merge cu mașina ce drept, dar nu o să fac asta pentru că mai avem treabă în ziua de azi și până la urmă poți să te bucuri de lucruri și pentru o scurtă perioadă de timp. E clar că asta este genul ăla de mașină care nu se vinde. O iei pentru că ești pasionat de ea și dacă o vinzi, garantat o să-ți pară rău. Am mai auzit chestia asta de la mai mulți proprietari care și-au recumpărat mașinile astea după o perioadă, dovadă că și proprietarul acestei mașini are încă un model 220 CDI din generația pre-facelift și și-a luat practic aceeași mașină, dar înțeleg de ce a luat-o și înțeleg de ce lumea care a tot avut mașinile astea și a intrat în contact cu ele spune că sunt minunate și nu le-ar vinde. Nici eu n-aș vinde o asemenea mașină și exact genul ăsta de detalii, precum acest dispozitiv de depozitare sau tetierele astea din partea din spate, care sunt deja coborâte, îți fac o impresie foarte plăcută a acestei mașini. Asta a fost prezentarea de astăzi, sper că v-a plăcut. Mie unul mi-a plăcut să o conduc, îmi doream să filmez acest model. Cred că și
Amicul meu Luigi s-a uitat la această filmare, proprietarul CLS-ului 320-219 pe care l-am filmat și el are o asemenea mașină cu motor de 2,2, pentru care deja un 3.0 și n-avea rost să-și cumpere două mașini identice și le folosește în scopuri diferite, dar clar a spus că nu ar vinde niciuna din ele. Și sunt ambele într-o stare tehnică foarte bună, inclusiv această mașină. Mă bucur să pot să filmez o mașină care într-adevăr merită povestit. Dacă v-a plăcut filmarea asta, abonați-vă la canal. Nu ezitați să comentați, pentru că asta mi se pare cel mai important, firul ăsta de comentarii. Mai puțin zic eu că contează vizualizările, până la urmă un material din ăsta, dacă ajunge la câțiva oameni care rezonează cu el, pentru mine este un succes profesional. O să crească în timp și vizualizările și până la urmă contează ca oricare canal YouTube și publicație scrisă, televizată și așa mai departe, să țină un standard ridicat. Pentru că doar în acest fel noi ca țară o să progresăm pe toate capitolele dacă păstrăm un nivel superior de calitate în orice. Și asta nu are treabă cu vizualizări, cu profit, cu aspect, cu cum ne îmbrăcăm și cu chestii din astea. Toate vin de la sine, este un angrenaj. Atâta timp cât țintești mai sus, întotdeauna va fi bine. Asta cred că fac eu cu prezentările de pe acest canal. Așa că vă mulțumesc vouă că faceți toată treaba asta posibilă. Mulțumesc încă o dată proprietarilor că își rup din timpul lor câte 2-3 ore pentru aceste filmări și că fac mașinile astea să poată să rămână etern pe spațiu online și să se uite lumea la ele, să-și aducă aminte. Bă, nu gândesc că mulți dintre voi aveți niște amintiri foarte plăcute cu mașinile astea. Din copilărie sau poate din tinerețea voastră sau știu eu la ce vârstă ați deținut mașina, astea mi-ar plăcea să le expuneți pe acolo în comentarii, că sigur e o mașină care este un young timer și garantat va ajunge o clasică. Văd această mașină în portofoliul unui colecționar peste 20 de ani, chiar și 40 de ani, pentru că garantat tehnica ei o face să reziste până acolo. La revedere!